Un tânăr de 21 de ani din comuna Telești a fost reținut de polițiști sub acuzația de furt calificat. Potrivit poliției, acesta alături de un alt suspect ar fi sustras dintr-o locuință din Târgu Jiu suma de 7.000 de lei, mai multe bijuterii din aur și 3 telefoane mobile, cauzând un prejudiciu de peste 12.000 de lei. În baza probatoriului administrat în dosar și în scopul prevenirii săvârșirii altor fapte, s-a dispus măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore a tânărului de 21 de ani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. La data de 4 octombrie anul curent, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de un tânăr de 29 de ani din localitate cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns prin infracție într-o locuință pe care o deține în municipiul Târgu Jiu, de unde au sustras suma de 7.000 de lei, mai multe bijuterii din aur și 3 telefoane mobile, cauzându-i un prejudiciu de peste 12.000 de lei. La data de 16 octombrie anul curent, în urma activităților specifice desfășurate de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu, au fost identificați doi tineri de 21 și 29 de ani din comuna Telești, bănuiți de săvârșirea faptei, care au fost conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii continuă cercetările în acest caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.